Salutare, pariori! Pentru ziua de joi, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Cehia-Elveția. Tipsterul Red consideră că ambele echipe se descurcă bine pe faza ofensivă, dar de multe ori jucătorii din defensivă nu reușesc să se ridice la nivelul așteptărilor. Ținând cont de acest lucru și de faptul că între cele două echipe este o diferență mare de valoare, tipsterul nostru alege pariul pe 2, 3 sau 4 goluri marcate. Trevisan-Corigov. Tipsterul Adrian spune că Trevisan este surpriza acestei ediții de Roland Garros. Italianca a profitat de culoarul bun și a reușit să ajungă în semifinale după o victorie obținută în sferturi contra lui Fernandez. De cealaltă parte, Corigov a defilat până în semifinale, confirmând de la meci la meci că se află în formă maximă. Aceasta nu a pierdut niciun set în cele 5 meciuri disputate la Roland Garros, așa că tipsterul nostru merge pe mâna ei și propune pariul de tip handicap golf minus 2,5 game-uri. Wade ne aduce în atenție finala NBA dintre Golden State Warriors și Boston Celtics. Acesta se așteaptă la un duel echilibrat și spune că vom avea parte de un duel clasic între o ofensivă de top a celor de la Golden State și defensiva puternică a grupării din Boston. În opinia lui Wade, cei de la Boston vor avea o misiune dificilă în acest prim meci, însă jocul colectiv, defensiva puternică și banca de rezerve generoasă pot fi cele trei aturi decisive în favoarea lor. Astfel, recomandarea lui este pariul de tip handicap Boston Celtics plus 7,5 puncte. Serbia-Norvegia. În opinia lui BMG, ambele echipe practică un fotbal bazat pe cartea atacului, majoritatea jucătorilor valoroși din cele două loturi fiind de profil ofensiv. Astfel, în majoritatea meciurilor disputate de aceste echipe se produc multe modificări pe tabela de marcaj, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul pe 2-4 goluri marcate. Coreea de Sud-Brazilia. David Kirilă spune că diferența de calitate dintre cele două echipe naționale este uriașă în favoarea Braziliei. Aceasta a defilat în preliminariile pentru campionatul mondial și ar trebui să domine cu autoritate meciul cu naționala Coreei de Sud. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe victoria brazilienilor și pe cel puțin 2 goluri marcate. Hase Serundolo. În opinia lui Tenis Tipster 92, Serundolo este un jucător care practică un tenis de calitate atunci când evoluează pe suprafața de zgură. De cealaltă parte, Hase se află la un nivel inferior și chiar dacă este în revenire de formă, nu se poate ridica la nivelul lui Serundolo. Astfel, tipsterul nostru mizează pe un meci dominat de Serundolo, așa că pronosticul său merge pe victoria acestuia. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.